Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și vă prezint în continuare emisiunea Panoramic. Iar invitatul meu la această emisiune este domnul Raul Chiriac, șeful Serviciului de Investiții din cadrul Primăriei Târgu Jiu. Bună seara, bine ați revenit la Insat TV. Bună, bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație, bună seara telespectatorilor. Aș vrea să vorbim, domnule Chiriac, astăzi despre planul general de investiții în Târgu Jiu, pentru că se știe că sunt foarte multe cheltuieli de întreținere, de reparații, de funcționare pentru o instituție atât de mare a unui municipiu reședință de județ, și anume Primăria Târgu Jiu, dar trebuie chiverniți banii, ca să spunem așa, în așa fel încât să ne ajungă și pentru investiții și avem investiții importante în județul Gorj în general, dar în Târgu Jiu în special, că de Târgu Jiu vorbim acum, care trebuie să rezolve anumite probleme și puncte nevralgice ale orașului. Bineînțeles și cu fonduri atrase, dar și cu fonduri proprii. Care sunt investițiile 2017 în derulare, termene, dacă putem vorbi? Sigur că avem un program complex de investiții, ele au fost grupate și prioritizate, ținând cont de continuarea lucrărilor în derulare, începute anul anterior, de demararea unor obiective noi, a unor proiecte noi, toate acestea corelate și cu posibilitățile de finanțare. În funcție de aceste posibilități, sunt investiții finanțate integral de la bugetul local, dar sunt și multe alte investiții finanțate de la bugetul de stat, precum și proiectele pregătite pentru accesarea fondurilor europene, finanțării în cadrul acestor programe. Bineînțeles că investițiile vizează toate domeniile pe care le aplică primăria, pornind de la infrastructură, învățământ, obiective social-culturale, asigurări și asistență socială, locuințe sociale, locuințe pentru tineri, reabilitare termică a blocurilor de locuințe, învățământul, așa cum am spus, infrastructură sportivă, practic toate domeniile, protecția mediului, aici intrând canalizările, lucrări aflate în curs de multe lucrări aflate în curs de execuție în această perioadă. Revenind la ideea pe care a spus-o dumneavoastră, privind lucrările pe care le avem în derulare, începând cu infrastructura, vreau să spun că sunt în execuție mai multe obiective în această perioadă, în ceea ce privește canalizarea menajeră, și aici este vorba de extindere de reabilitare a rețelei de canalizare menajeră și a racordurilor la toate scările de bloc pentru cartierul Griviței. Este vorba de întreaga zonă cuprinsă între străzile între bulevardul Ecaterina Teodoroiu și strada Griviței pe direcția est-vest și între străzile Comuna din Paris și strada Traian. Toate aceste blocuri sunt cuprinse în acest program. Investiția este structurată pe patru zone distincte, cu funcționalitate distinctă. S-au finalizat lucrările la prima zonă, au început deja practic în cartierul Grivița 1. Au început în această perioadă, în ultimile zile, lucrările pentru zona a doua. De asemenea, se lucrează la reabilitarea canalizării menajere, o lucrare de asemenea așteptată de către proprietarii blocurilor din acea zonă, respectiv zona străzii Alexandru Ioan Cuza, strada Bărboi, sub locotenent Bărboi, precum și strada 22 decembrie, toată această zonă cuprinsă între aceste străzi, blocurile situate în această zonă sunt cuprinse în acest program de reabilitare a rețelei de canalizare menajeră și, bineînțeles, a tuturor acordurilor la scările de bloc. În ceea ce privește cartierele municipiului, am făcut referire la acestea două, mai fac mențiunea că în perioada anterioară a fost definitivată reabilitarea rețelei de canalizare menajeră în cartierul de Barcader. Aici a fost o lucrare mai complexă, ce a vizat reabilitarea întregii infrastructuri în acel cartier, de la canalizarea menajeră, așa cum am menționat, plus canalizare pluvială, care încă nu este definitivată, mai trebuie
efectuate pentru ca aceasta să devină funcțională 100%, lucrările de reabilitare la preluarea acesteia și de asemenea reabilitarea carosabilului în cartierul de Barcader. După terminarea lucrărilor de canalizare. Sigur, da, acestea au fost finalizate în interiorul cartierului. Am făcut mențiunea că în ceea ce privește canalizarea pluvială mai este o etapă de făcut, cea de preluare a întregului sistem din cartier. Și a fost realizat și sistemul carosabil. Totodată, pe principala stradă care străbate cartierul respectiv, strada locotenent Dumitru Petrescu, urmează ca în perioada următoare să fie reabilitat carosabilul, trotoarele și tot ceea ce ține de sistemul rutier și pe străzile Lujerului și Grigorescu, celelalte două străzi care traversează cartierul de Barcader. Tot la canalizare menajeră, fac mențiunea, doresc să reamintesc lucrarea aflată în execuție în cartierul Drăgoieni. Este vorba de extinderea, aici este vorba de o extindere a canalizării menajere. Pentru că nu a existat deloc. Sigur până că da, în zona de est a municipiului, pe străzile Petrești, Sfântul Dumitru, Alea Sfântul Dumitru, Calea București și tot cartierul Drăgoieni. Aici, în cartierul Drăgoieni, lucrarea se va executa pe ambele părți ale drumului național, astfel încât să se evite intervențiile asupra acestuia. Lucrarea este în execuție, s-a realizat mare parte din întregul colector pe străzile Petrești și Sfântul Dumitru, se lucrează în această perioadă pe mai multe fronturi, respectiv la realizarea racordurilor la consumatori, inclusiv cămile de la cort până la limita proprietății pentru consumatorii din Petrești, Sfântul Dumitru, și de asemenea se lucrează și pe zona Drăgoieni. A început un tronson și din capătul opus al localității, spre intrarea spre municipiu. Ce ne puteți spune despre cartierul nou înființat prin strămutarea unor cetățeni din alte localități aici în zona Alea Sfântul Dumitru, Drăgoieni, nu știu, Drăgoieni 2 sau cum se cheamă. Știu că aveau o stație de purare care trebuia pusă în funcțiune, un sistem de canalizare și multe alte utilități care trebuiau preluate de primăria Târgu Jiu după finalizarea lucrărilor de către CEO. Sigur că da, după cum știți, lucrările au fost executate de către complex. Aveau obligația să o facă ei pentru că i-au strămutat pe oameni și trebuia să le asigure tot. S-au făcut demersuri, s-au purtat discuții de către municipalitate și reprezentanții complexului energetic pentru preluarea, pentru predarea cărților tehnice și a întregii investiții, inclusiv străzile, pentru a putea fi preluate de către municipalitate, introduse în domeniul public și urmarea acestor demersuri să putem efectua mai departe investițiile necesare. Știu că apa, canalizarea menajeră sunt realizate, dar ele trebuie racordate la rețeaua municipiului și de asemenea rețeaua de gaze naturale. Avem solicitări într-adevăr pe mai multe străzi din acest cartier, însă așa cum am spus, primul pas este acela al preluării acestor investiții pentru a putea le introduce în domeniul public și a putea ca municipalitatea să poată prelua, să poată efectua aceste investiții. Noi chiar am avut sesizări din acest cartier și cred că și anul trecut vorbeam despre problema asta și cu domnul director tehnic Ionescu, atunci când a fost la noi la emisiune, am discutat asta și a trebuit să știe oamenii de ce se întârzie această preluare. Și care e problema? Pentru că e o problemă de ani de zile, oamenii stau acolo. Da, sigur, de ceva ani. Cunoaștem această problemă și, după cum a spus, nu trebuie să se predea către municipalitate, să se predea aceste investiții, inclusiv toată documentația, și de ce nu face ce o investițiilor. S-au făcut demersuri, probabil că se va realiza. Va trebui până la urmă. Da, este clar că aceste străzi sau nu vor să le predea ca să le rămână lor. Cum vedeți dumneavoastră problema? N-au terminat lucrările? Cred că investițiile au fost finalizate. Probabil proiectele pe care le-au avut în derulare au fost finalizate, dar urmează această procedură a documentelor de transmitere. Care durează mai mult decât investiția. Să sperăm că se vor urgenta toate aceste ei trebuie să aibă inițiativa. Dumneavoastră ați făcut demersuri de a le solicita. S-au purtat discuții de ambele părți, dar așteptăm în continuare. Pentru că oamenii bănuiesc că tot la dumneavoastră vin să se plângă, nu se duc la CEO. Da, sigur că da. General, cetățenii vin către municipalitate pentru rezolvarea tuturor problemelor. Dar, cum am spus, este acest aspect
primăria, cum se vor face toate aceste demersuri de a intra în legalitate, de a prelua, se prelua aceste domeniul și a se trece în domeniul public? Bineînțeles că se vor realiza și aceste investiții. Și tot în zona asta mai există situații de extindere, de solicitări de extindere de rețele. Și întrebarea ar fi dacă, să zicem, se construiește într-o zonă un număr de case sau se intenționează, există cereri pentru așa ceva. Cum se procedează? Ce trebuie să facă omul ca să beneficieze de utilități? Pentru că este dreptul lui ca al oricărui cetățean din Târgu Jiu să beneficieze de utilități asigurate de primărie. Sigur că da. Și care sunt noi utilitățile? Avem, mai sunt care anumite străzi în zona respectivă la care faceți referire dumneavoastră de realizare. Străzi care sunt în domeniul public al municipiului și pe care se poate interveni. Ele au fost pe baza solicitărilor incluse în programul de investiții, luate în evidență, bineînțeles că demarându-se în prima etapă proiectele și apoi funcție de posibilitățile de finanțare, acestea vor fi prioritizate. Bineînțeles și funcție de numărul de proprietăți. Încercăm în principiu să rezolvăm toate aceste aspecte. În ordinea cererilor. Sunt multe cereri de în Târgu Jiu, multe cereri de utilități? Să știți că în general apa și canalizarea au cuprins întreg municipiul, dar bineînțeles municipiul se dezvoltă, sunt zone noi care se dezvoltă. Da. Cartiere noi, principal la canalizarea menajeră, spre exemplu, va trebui canalizarea menajeră făcută pe străzile secundare din zona de vest, acolo unde nu exista canalizare și după cum am mai discutat cu alte ocazii, după cum se știe. Peste Jiu? Sigur că da. Prin operatorul APA Regio s-a derulat în anii anteriori, prin programul operațional sectorial de mediu, extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată, prin care în zona de vest, pe principalele străzi, respectiv Calea Severinului, Șușița, Tismana, Luncilor, au fost realizate colectoarele principale de canalizare, urmând ca în următoarea etapă să se realizeze rețelele de canalizare, sistemele și pe străzile secundare și, foarte important, și în localitățile componente din zona de vest, respectiv Slobozia, Bârsești, Ursaț, Polata. Toate acestea au fost cuprinse, noi am discutat cu colegii de la operatori de la APA Regio, cei care în cadrul masterplanului împreună am analizat și am propus toate aceste obiective care vor fi finanțate în anii interior în cadrul numitului în această perioadă program de operațional de infrastructură mare și sunt cuprinse toate aceste investiții de care am vorbit în zona de vest, plus multe alte reabilitări, extinderi. Mai avem întâlnire acum vis-a-vis de extinderea și în anumite zone noi în care este intenția de dezvoltare, de a lua în calcul și aceste zone pentru ca proiectele, documentațiile respective să se regăsească și extinderile de apă și canalizare în aceste zone. Și zona Preajba? Tot o localitate componentă? În această etapă, am menționat, este în derulare proiectul de canalizare în zona Drăgueni. Și Preajba. Ulterior. Da, Preajba. Este documentația făcută și pentru Preajba, dar se face etapizat, cum a spus, funcție și de posibilitățile de finanțare. În cazul canalizării din Drăgueni, vreau să spun că toată finanțarea a fost obținută de la Ministerul Dezvoltării în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Este vorba de aproximativ 6 milioane de lei. Ca și valoare, practic toate lucrările de canalizare pe care le derulăm în această perioadă, fiindcă pe lângă cele menționate mai sunt și alte lucrări, se ridică la valoarea de 12 milioane de lei, din care, cum am spus, jumătate din sumă, 6 milioane de lei, sunt de la bugetul de stat pentru obiectivul de la Drăgueni. Am înțeles, am vorbit de apă pe și lângă acestea, dar ca mai să sunt fac, și alte utilități. Sigur că da, să fac referire tot la acest subiect de canalizare menajeră. Ele au fost cuprinse, practic, așa cum a spus, ținând cont de programele existente, de programul derulat de APA Regio, de posibilitățile de la bugetul local de finanțare, precum și de posibilitățile de finanțare de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală și au fost introduse inclusiv
localitățile componente, după cum se știe, în cartierul Iezureni și Romanești au fost realizate rețelele colectoare în această perioadă. În zona Iezureni se lucrează la racordurile la consumatorii, se definitivează practic lucrarea și în zilele următoare va începe lucrarea de racordare la consumatori și pentru zona Romanești. Cartierul Drăgueni este în execuție, iar cele localitățile componente din zona de vest, așa cum am menționat, sunt prevăzute în programul derulat prin operatorul Aparecea. Aparecea, am înțeles. Iar celelalte utilități sunt gaze, curent. Sigur că foarte da. Foarte importante. Bineînțeles, și acolo avem investiții pe care le propunem, acestea investițiile derulate prin, pentru extinderea rețelelor de gaze și a rețelelor de curent se derulează prin operatorul la Distrigaz, prin operatorul SECE Distrigaz. Noi, în funcție de solicitări și posibilitățile de finanțare, fiindcă acestea se finanțează exclusiv de la bugetul de stat, fiind de fapt o cofinanțare cu Distrigaz, dar cea mai mare parte, peste 90%, revine municipalității, primăriei, de la bugetul local. De bugetul de stat. Nu, de bugetul local. Ah, de la bugetul local. Da, de la bugetul local. Cu finanțare, adică cât la sută? Pe baza solicitărilor proprietarilor, noi ne adresăm, fiindcă proprietarii se pot adresa direct și către Distrigaz pentru extinderea de rețelei. Distrigazul, ca și procedură, Distrigazul, funcție de solicitările pe care au un calcul de privind rentabilitatea investiției, de cele mai multe ori le iese că nu e rentabil. Exact, în urma și calculului le iese că nu, și se emite un refuz de acord la acces, așa cum se și la solicitările noastre ale primăriei. Ca urmare a solicitărilor proprietarilor, noi facem solicitările. De cele mai multe ori se emite un refuz de acces datorită faptului că nu este rentabilă, cu acest refuz urmat de posibilitatea preluării finanțării de către municipalitate în cazul în care se dorește investiția. Bineînțeles că funcție de fondurile alocate de la bugetul de local s-au făcut diverse extinderi, chiar s-a definitivat în zona de vest pe strada prelungire Panduri, s-a făcut în două etape. Așa cum am spus, funcție de posibilitățile de finanțare, mai este o etapă de 600 de metri pentru a definitiva întreaga zonă. În zona locuințelor individuale de pe Narciselor, din cartierul Narciselor, la cele 100 de proprietăți transmise pentru tineri, unde s-au dezvoltat locuințele individuale pentru tineri, s-a realizat de asemenea rețeaua de gaze și în acest an avem o serie de alte investiții pe diverse străzi din municipiu, funcție de solicitările proprietarilor. La toate acestea, proprietatea cui va rămâne rețeaua de gaze la final? Este proprietatea municipalității, dar se predau către, pentru conform legii, administrare către Distrigaz. A, doar ca administrare? Da, sunt clauze prin care... Adică ei nu devin proprietari, ci doar administratorii rețelelor? Da, sigur că da. Așa e bine. Măcar, dacă tot se bagă banii publici, da, să nu devină proprietari nici de privați. Da. Gratuit. Acestea sunt regulile. Noi venim în sprijinul cetățenilor până la urmă, da, care plătesc taxe și într-adevăr, costurile sunt mari pentru proprietari să-și facă o extindere, sunt foarte mari. Este posibilitatea de recuperare. Au mai fost cazuri în care persoane private și-au, pentru a-și rezolva problema, au făcut investiția și este posibilitatea de a-și recupera sumele de la ceilalți proprietari care ulterior se racordează la rețeaua respectivă. Da, e o treabă privată, în timp ce normal ar trebui să ceară. Bineînțeles că același lucru s-ar putea aplica și primăriei, dar nu. Primăria, bineînțeles, că o face pentru cetățenii municipiului și nu se recuperează sumele respective. Este o investiție făcută în beneficiu. La rețeaua electrică pun aceste întrebări de multe ori când vin reprezentanții primăriei Târgu Jiu și altor primari din localitățile din Râdesc când vin, pentru că sunt costuri foarte mari pentru utilități. Și normal ar fi ca prestatorul, proprietarul afacerii care asigură respectivul serviciu, da?
să aducă omului serviciul la poartă. Așa ar fi corect. Da. Din păcate, uite, de exemplu, firmele de cablu fac cum fac și îl aduc pe banii lor, pentru că sunt mai multe. Din păcate, având, fiind singur pe piață cei cu gazele și cei cu curentul, ca să nu dăm nume de firme, așa, ei își permit să pună condiții. Situația cu curentul electric? Avem investiții și în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, dar vreau să spun că în acest moment o prioritate a constat în, și este o lucrare destul de mare, în asigurarea alimentării cu energia stadionului municipal. Este obligația primăriei pentru a pune în funcțiune obiectivul. Sunt de fapt două contracte de lucrări la stadion și sunt și pe alte străzi, în funcție de solicitările cetățenilor, alimentările cu energie electrică pentru consumatori. Bineînțeles că în principiu toate acestea, toate solicitările sunt luate în evidență și demarate pe parcurs proiectele, dar așa cum am spus, se prioritizează funcție și de numărul de proprietari. Poate sunt anumite solicitări în care nu există în momentul de față proprietari și nu există poate să... case, poate. Da, exact. Adică proprietăți. Da, nu există, există construcții, nu există construcții. Bineînțeles și că acestea se mai pot... cei care se mai au pot, deja casa făcută. Exact, da. Da. E corect. Trebuie să cofinanțeze cetățenii sau, după câte am înțeles eu, o parte din bani ar trebui, măcar o parte din bani ar trebui să-i dea cei care furnizează energia electrică și atunci ei sunt cei care mai trag în urmă ca să nu vină cu banii ăia? E și o problemă a primăriei că trebuie să meargă în ordinea priorităților fiind foarte multe cereri? Dar am înțeles că și cei de la firma de distribuție energie se împotrivesc la extinderile astea mai puțin rentabile pentru că trebuie să pună și ei niște bani. Bineînțeles că au și dumnealor programul de investiții. Noi în limita, așa cum am spus, în limita există un procent anume pe care ei trebuie să-l depună pentru... Nu, sunt cofinanțări și la... Aceste cofinanțări? Da, dar... Au un procent anume? Nu, în funcție de documentațiile, de cum avizează documentațiile, este o anumită sumă pe care nu este neapărat un procent fix în funcție de calculele de configurația pe care le fac, zonei, ne prezintă probabil contractele de... Exact, da. Există un minim de cereri care să poată fi luat în calcul? Adică cât consideră, știu eu, cei cu gazele sau cei cu curentul că e rentabil și merită să facă ei investiția, să nu mai stea după primărie ca să aibă niște clienți? Sunt cazuri în care sunt au făcut cazuri investiții, în care sigur au făcut că ei? Da, sigur că da. Da, da. Da, e un minim de locuințe care să ceară? Sunt problemele, au un calcul al dumnealor, la distrigați știu că la o anumită lungime, depinde de densitatea caselor, la o anumită, cam la ce lungime de rețea este, sunt construite locuințe. În principiu cam asta. Alte criterii normal nu ar putea fi atâta timp cât rețeaua criterii, este dezvoltată în primăria zonă. Primăria are niște criterii legate de numărul de solicitări pe o stradă, să zicem? Sigur că da. Spre exemplu, exemplu așa cum v-am spus... Chiar știu un caz, cineva și-a construit în dealul târgului și a început apoi un singur om. Și apoi a început să țipe, vreau curent, vreau gaze, vreau să-mi dea primăria o distanță foarte tocmai mare. Tocmai de aceea vă spun că au fost prioritizate întrucât vă... Are și el dreptul. Sunt reguli. Spre exemplu, în cartierul Narciselor, pe cele 7 străzi de care care le-am menționat anterior, acolo unde sunt locuințele pentru tineri, cel fel de locuințe, bineînțeles că este obligația primăriei atâta timp cât s-a pus la dispoziție de asigurarea utilităților, cu atât mai mult cu cât zona s-a dezvoltat. Practic, aproape toate construcțiile sunt deja puse în funcțiune. Strada Pandurii, pe care am menționat-o anterior. Tocmai de aceea a fost fiind densitatea mare fiind de tapizată în funcție de densitatea caselor. Normal că e corect. Este prioritar o stradă de o lungime mai mică și pe care case, este, da, care e decât o singură sunt casă amplasate în case, decât să mergi sute de metri în... E normal că poate că cetățenii nu știu că au nevoie de am spus, să-și și facă posibilitățile... niște calcule să vină să întrebe. Dom'le, dacă mă duc în cutare loc, bine că există acel certificat de urbanism care se eliberează și în care
Și se spune. Li se menționează acest aspect. Da, na, când cumperi un teren, poate nu știi ce te așteaptă, pentru că cunosc persoane care pe banii lor și-au asigurat gaze, da, toate utilitățile, curent. Cunosc persoane care stau în Târgu Jiu destul de aproape de, să zicem, hipermarketurile din zona nouă, care fac focul cu lemne. Sigur că n-au gaze. Sunt posibilități, sunt echipamente care permit construirea unei case și asigurarea funcțiunilor și fără a fi rețeaua de gaze în zonă. Curentul electric este. Curentul schimb alimentarea cu greu de electric, făcut. Sigur, da. Într-adevăr. Da, utilitățile sunt o prioritate, zic, pentru, și aici intră și drumurile, pentru cetățeni și pentru primărie de asemenea, pentru că ne lovim de ele la fiecare pas. Fără ele nu putem trăi. Sigur. De exemplu, cât avem curent e perfect. Când nu avem, ne dăm seama ce înseamnă să nu fie curent. Da. Tocmai de aceea făceați referire la drumuri și aici avem un program complex. Avem proiectele elaborate pentru majoritatea străzilor din municipiu, respectiv 50 de străzi. Au fost făcute, realizate o parte dintre ele în etape. Acum propunem o altă etapă în care sunt cuprinse 11 străzi. Proiectele au fost prioritizate în funcție de starea drumurilor. S-a făcut o expertiză a drumurilor. După cum știți, pe multe străzi din municipiu au fost executate lucrurile de reabilitare a sistemelor de apă și canalizare, acum am menționat, de către Aparegio. Lucrări în urma cărora, bineînțeles, că carosabil nu se mai prezintă la nivel corespunzător și investițiile au fost prioritizate în funcție de, așa cum am spus, în funcție de acest aspect, în funcție de traficul din zona respectivă, astfel încât să fie o coerență în realizarea acestor investiții. Și iar toate investițiile, vreau să spun că în ceea ce privește reabilitarea de drumului, se vizează o reabilitare integrală de la sistemul de preluare a apelor pluviale prin realizarea de rețele colectoare și de rigole carosabile, carosabilul propriu-zis, sistemul rutier, bordurile, trotuarele refăcute complet, marcajele rutiere, indicatoarele, până și mobilierul urban. Proiectele sunt complexe și cuprind toate aceste lucrări, astfel încât după finalizarea investiției să redăm o stradă complet echipată și toate străzile din Târgu Jiu sunt în acest plan de reabilitare. Cele ce s-au realizat până în acest moment după acest proiect sunt cele care sunt în execuție la fel și iar toate proiectele vor pe care le vom demara să de acum rezolve acolo, toate străzile din Târgu Jiu. Da, da. Bineînțeles, se va derula, dar se va derula timp etapizat. Sigur că da. Aveți un termen final până la care să terminați toate străzile din Târgu Jiu? Reabilitare totală? În 3 ani de zile, ani, considerăm, da? Bineînțeles și cu sprijin de la bugetul de stat? De stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, cercăm cea mai mare parte a acestor străzi, principalele străzi. Sunt proiecte străzi câștigate de Primăria Târgu Jiu. Cât la sută aveți cofinanțare? Au fost cofinanțate, de fapt, finanțate integral de la bugetul de stat, Bulevardul Brâncuș, Alexandrii, Strada Pandurii. Da? Da, sunt câteva străzi mai mari. Am făcut demersuri în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, care se va finaliza ca și program în perioada următoare, în care am solicitat reabilitarea unor noi străzi. Așteptăm acest program în care, practic, au fost depuse mai multe solicitări pentru investiții majore din municipiu, care să atingă un anumit grad de dezvoltare. Vorbeam anul trecut și vorbeam și cu domnul director Ionescu acum câteva luni legat de traficul foarte greu. Se făcea în acea perioadă, în special tranzitarea Târgu Jiului, mai ales la orele prânzului și după între ora 15-17, adică atunci când ies copiii de la școală, îi mici, că pleacă părinții după ei, și la 4 când ies și părinții de la servici. Și am constatat, poate s-a întâmplat asta și prin faptul că s-a construit un hipermarket acolo pe Victoriei,
s-au făcut niște restricții de circulație și s-a mai degajat într-un fel. Adică chiar era întrebarea la numărul 1 la mine, ce facem cu orașul că este sufocat la orele de vârf? Deci se stă da, în trafic. Practic. Și acum se stă, dar nu atât de mult da, ca înainte pe Victoriei. Este o mare și era principalul conflict, cred, al circulației din... Exact. Strada Victoriei de la Parângu spre sud. Spre sensul de intrare în oraș, să spun. Exact. Care... Într-adevăr, s-a schimbat situația. Toată lumea s-a supărat. Și... Cum să mai parcăm pe Victorii? Păi dacă sunt patru benzi și tu două le folosești pentru parcare, ia de aici stradă principală. În perioada următoare, chiar s-a discutat în ședință, în perioada următoare avem proiectele făcute, se vor demara lucrările pentru două noi sensuri giratorii tot pe strada Victoriei, respectiv la intersecția cu strada 30 decembrie. Și la următoarea intersecție sunt avorizate în acest moment de intersecția cu 1 decembrie. Ceea ce care de asemenea vor contribui bine. În plus la... giratorii. Mulți, la... mulți spun că nu e un lucru. Vai de mine, Târgu Jiu plin de sensuri giratorii, ce mare noutate, ce mare rezolvare, ce mare investiție. Nu e deloc așa, pentru că un semafor te ține. Un sens girator îți dă voie să pleci dacă nu este... Sigur că da. Traficul și acele semafoare inteligente de la trecerile de pieton sunt un lucru bun. Și... Sunt metode de fluidizare, chiar dacă nu poți să lățești străzile, se găsesc totuși soluții, da. Dacă și vrei cu adevărat. De, bineînțeles, de perspectivă, se propun noi proiecte pe care avem elaborate, care vor avea un impact asupra traficului și nu numai asupra traficului, ci asupra întregului ansamblu privind dezvoltarea orașului. Este vorba de cele trei pasaje subterane de pe strada Unirii la cele trei intersecții cu strada Victoriei. Care urmează la piața să centrală. Se da, le avem propuse. Ele sunt incluse și în strategia de dezvoltare a orașului și în planul de mobilitate urbană. Am solicitat fonduri pentru finanțarea acestor, bineînțeles, sunt obiective complexe, majore, care vor trebui, dar pe termen mediu. Și acum nu știu eu ce spune legea în momentul ăsta, chiar n-am verificat, dar cred că ar cam fi, zic eu, obligatoriu și ar trebui să se impună celor care se vaită că nu le mai oprește omul cu mașina la magazin în față să-și facă parcări pe domeniul lor, pe proprietatea lor. Sigur, adică da. Ai magazin, păi și unde oprește omul, păi și vrei să oprească în stradă? Sau pe trotuar? Bineînțeles că traficul poate fi, și aceasta este o... Adică, tată, ai magazin, fă-ți parcare. Marile firme, și nu vreau acum să se supere micile firme pe mine, dar marile firme își fac parcări, clar. Asta fără pe de o parte. Pe de altă parte, pot să vă spun chiar în planul de mobilitate urbană și în general și în finanțarea fondurilor europene, programul operațional regional ce se va derula în perioada următoare, pe axa 4, unde municipiul Târgu Jiu va beneficia de o sumă considerabilă pentru realizarea unor proiecte, în special proiectul de reabilitare a sistemului de transport în comun, și conform tuturor specificațiilor, ghidurilor acestor programe, precum și în acord cu planul de mobilitate urbană, se doresc măsuri, se iau măsuri pentru încurajarea traficului, deplasărilor pietonale și în general a deplasărilor non-motorizate. Și cu bicicleta. Cu bicicleta sau pietonal sunt multe la deplasări. Trebuie să recunoaștem că... Cam greu. Da, poate... Sunt cazuri în care de la serviciu la locuință sunt deplasări cu mașina și poate... Păi da, da, un kilometru deja e o distanță. Sau mai puțin, nu neapărat. Dar trebuie o serie de măsuri și probabil poate mașina vor avea efecte. Servici. Da, da, de, până la urmă țin și de sănătatea. Da, e, mersul pe jos. E foarte adevărat. Într-adevăr că da, uneori trăim ajungi într-o mai perioadă pe jos, toată lumea e ocupată, agitată, în grabă și normal că e mai greu să te lipsești de mașină. E foarte greu să te lipsești de mașină. Da. Eu chiar făceam un calcul așa cât timp pierd prin centru, prin oraș, atunci când am de rezolvat probleme administrative. Și trebuie să ajung și trebuia să ajung și la trezorerie și la trei bănci, două bănci
și la, știu eu, să plătești factura nu știu unde și să nu știu ce. Și vă invit, dragi telespectatori, să căutați soluții pentru că există, ca să nu mai ajungeți nici la bani, la trezorerie, dar nu dau acum nume, că se cheamă că fac reclamă. Adică din fața calculatorului să rezolvi plata unor facturi și a unor transferuri bancare și să mai scape, să scapi și tu de timpul petrecut în trafic și traficul de tine. E și asta o soluție, cu toate că atunci când am mers, sincer să spun, la banca respectivă care face servicii de genul ăsta ca să nu mai fi nevoie să faci 3 cozi la trezorerie și să n-ai unde parca în centru, zice, da, vreți așa ceva? Da, n-ați mai avut cazul? Nu. Adică oamenii sunt și reticenți la noul, la schimbare, la... Adică e învățat omul să ducă să stea acolo la coadă, frate. Da, este obișnuință, dar lucrurile se schimbă. Da, vă spun eu, e extraordinar. Încet, mai repede, dar... E extraordinar seara la 8, când ai tu timp și poftă să-ți faci tranzacțiile, să ți le faci și din fața calculatorului. Chiar și cu trezoreria. Căutați și găsiți, garantat. Nu facem reclamă. Dar chiar pentru sunt, deci dacă ai de rezolvat probleme în Târgu Jiu, 5 probleme, de exemplu, în 5 locuri diferite, acum e ceva mai bine cu traficul pe Victoriei, care lua foarte mult timp, foarte mult timp, dar tot ți-ai terminat ziua dacă ai 5 probleme de rezolvat în Târgu Jiu. Adică, oricum, după două nu mai ai ce face. Dar, să vă dau alt exemplu. Știți că noi, sediul nostru, dragi respectatori, și dumneavoastră știți că a fost la fostul nostru sediu din Piața Mică, de la Piața Mică la trezorerie, de exemplu, pe vremea când mergeam, când n-aveam încotro, nu aflase metodele moderne de a lucra cu trezoreria. Făceam la ora prânzului când aveam eu program de trezorerie, că și ei au un program așa de 2 ore pe zi, între 10 și 12. Făceam un sfert de oră din Piața Mică până la în centrul trezoreriei. Asta înseamnă un kilometru și jumătate pe Victorie. Da, și ori pe unde ai fi luat-o, la fel de aglomerat era. 14 octombrie nu se poate că se sunic încolo. Da. Pe la gară fugeau ei care nu vreau să ia pe Victoriei și tot era plin la ora între 11 și 12, clar. Făceam 20 de minute, 15-20 de minute din Piața Mică până la, mergând foarte încet și consumând foarte multă benzină. Bineînțeles. Da. Și în momentul în care ne-am mutat aici pe calea Bucureștii, fiind un pic mai departe de centru, eram întrebați și, bă, dar vă convine? Sunteți cam departe, faceți navetă. În 3 minute suntem la Parângul, la ora prânzului. De ce? Pentru că sunt doar case, nu sunt spații comerciale, nu sunt blocuri. Patru benzi, deci, pe calea patru benzi, nu se prea parchează, nu prea sunt treceri de pieton, nu sunt semafoare, e un singur sens giratoriu. Și am ajuns în 3 minute? Iată. Sigur, asta peste tot, oriunde vorbim de București acum, când poate poți străbate la o anumită oră sau anumite bulevarde de kilometri într-o... Da, dar uneori ne miram că suntem în Târgu Jiu. Poate într-o oră, în cazul la un conflict de circulație, să facă 20 de metri. Nu, la București, dacă ai ajuns la 8 dimineața, îți trebuie măcar o oră să ajungi în centru. Da. Și în timp ce noi, gorjenii, care cât de cât trăim mai bine în Târgu Jiu, ne panicăm, olteni fiind, cum se poate, cât e ceasul, uite cât stau de 4 ori la un semafor, Dumnezeule mare! E chiar mai bine la noi în Târgu Jiu, ziceam. Bucureștenii își bea cafeaua, citesc, se machiază în mașină, pentru că ei săraci s-au obișnuit de ora aia matinală la care se face o oră și ceva de la intrarea în București până în centru. Însă bucuria mea este că Târgu Jiu s-a mai rarefiat prin acea hotărâre de Consiliu care a revoltat pe foarte mulți. Cum să nu am voie să parchez, frate? Da, aveai două rânduri de mașini. De la un cap la altul al Victoriei și doar două benzi pe care se circula. Adică o stradă cu 4 benzi circulată pe 2. S-au supărat mulți și mie mi s-a părut un pic cam deranjant atunci, dar până la urmă firmele cu pricina să-și caute soluții, să-și facă parte. Da, așa cum am spus, sunt unele proiecte, bineînțeles că și se vor analiza noi soluții, chiar domnul primar are în program acest lucru, de se vor analiza noi soluții privind fluidizarea, studierea fiecarei zone din municipiu, acolo unde pot interveni conflicte de circulație și găsirea unei soluții.
Și apropo de conflictele de circulație, care până la urmă se referă în special la aglomerări, nu la conflicte în sensul propriu, mă gândeam acum și la un lucru care nu există în Târgu Jiu și există în alte localități chiar mai mici sau mult mai mici decât Târgu Jiu, camerele de supraveghere. Da, chiar s-a discutat în aceste zile și... avem un studiu de... Și bănuiesc că s-a mai discutat și în trecut. Este realizată deja o documentație. Așa. Pentru un studiu de trafic al municipiului cu camere de vedere în principale intersecții. Se va dezvolta acest proiect în perioada următoare. Chiar s-a discutat în așa aceste ceva? Zile. Da, sigur. Da, se vor pune principalele intersecții atât pentru traficul rutier, dar și pentru alte zone cu potențial... Risc. Risc, sigur că da, pentru siguranța cetățenilor. Da, de a dezvolta acest proiect. Da, mă și mir că nu s-a întâmplat până acum, gurile rele spun că au avut anumite persoane, anumite interese. O fi așa, nu o fi așa, important e să vedem și camere de supraveghere în Târgu Jiu, pentru că se spune că frica păzește via. Da. Adică în momentul în care știi că există camere de supraveghere, că, poate da, nu mai curi, poate nu mai și la, și la prevenție, pe jos. Nu numai exact. La constatări sau la, exact. Și la prevenție. Poate nu mai calci mașina sau poate nu mai julești pe cel pe lângă care treci și treci mai departe că știi că te-a văzut camera și omul se duce direct la poliție și știe sigur. Stimulează că... un alt tip de comportament, exact. Atât la volant cât ne și... mai civilizăm un pic. Da. Și avem și probe. Deci da. Iar un lucru bun. Ce alte investiții? Să vă întreb totuși de centură, nu pot să nu vă întreb, știu că nu vă aparține investiția, dar sunteți cu ochii pe ea pentru că ajută la fluidizarea traficului. Sigur că da, au fost chiar domnul primar cu reprezentanții noștri de la primărie, cei care au implicare în acest caz, cu reprezentanții companiei naționale de drumuri și autostrăzi, chiar în această săptămână la discuții s-au discutat. Anumite aspecte, normal că așteptăm... Când avem centura gata, pentru că știți ce spun gurile rele, să vă spun eu. Spun gurile rele că nu există bani decât pentru aceste supra-traversări, adică trecerea peste străzile principale a centurii. Investiția, atâta timp cât s-a încheiat un contract, investiția este finanțată, dar așa cum a spus Mucupă de Amănunte, fiindcă se finanțează probabil. Prin CNAIR, nu de către municipalitate și nu cunoaștem toate amănuntele, dar categoric. Nici eu nu dau ca sigură informația, în execuție, dar vă spun ce vorbește lumea. Nu putea fi derulat, demarat un contract fără a avea finanțarea asigurată. Potrivit legii. Bineînțeles. Da, înseamnă că răuvoitorii ăia care spun așa ceva se referă poate numai la etapa de finanțare din momentul... Da, mă rog. De la momentul X. Da. După care vor urma alte momente în care se vor veni cu finanțări pe etape. Probabil că se face finanțare etapizată, dar care ar fi termenul promis de autoritățile naționale legate de contractul iese la CNAIR, nu dețin datele da? De finalizare, ca să nu pot să dau date aproximative. Da, credeam că știți. Este oricum întrebarea adresată pentru ei, dar mă gândeam că sunteți și dumneavoastră în cunoștință de cauză, dar... Dacă au apărut cumva modificări, n-ați avea de unde să le știți, chiar dacă știi. Sigur că da, este gestionat de către CNAIR, contractul inițial, eventual l-ați putea ști. Da. Ce se întâmplă cu cartierul cel nou care se dezvoltă acolo unde avem fosta unitate militară? Este o unitate militară da, spre Narciselor. Zona Narciselor. Da, da, da. Da, după cum știți, sunt o serie de investiții care se realizează în zonă. Sunt în lucru derulare. Încă două blocuri realizate prin Agenția Națională de Locuințe, două blocuri cu un total de 40 de unități locative, care se cumulează celorlalte 180 de unități locative realizate până în prezent. De asemenea, avem amplasamentul asigurat și finanțarea pentru încă două blocuri care vor, deja documentația este în stadiu avansat, cele două noi blocuri pe lângă cele două aflate în construcție sunt incluse în program, lucrările vor începe și de asemenea mai amplasamentul este pregătit inclusiv în ceea ce privește întreaga infrastructură, utilități plus carosabil, plus tot sistemul rutier, parcări și tot ceea ce este nevoie ca dotări urbane, pentru încă patru blocuri.
pentru care, așa cum am procedat și până în prezent, vom face solicitări etapizat la Agenția Națională de Locuințe. Pe de altă parte, avem o suprafață de 40 de hectare preluată de către municipalitate de la Ministerul Apărării, pe care municipalitatea va dezvolta o serie de investiții și ele sunt toate cuprinse într-un plan urbanistic zonal la cărui elaborare va începe în perioada următoare. Plan urbanistic zonal care va cuprinde pe cele 40 de hectare, pe de o parte, o zonă de construire locuințe atât sociale cât și pentru tineri, este vorba de aproximativ 50 de blocuri. Este o blocuri cu investiție câte de amploare, blocuri parter cu 4 etaje, în total la 1000 de unități locative în cele 50 de blocuri. De asemenea, toate de la ANL? Vom face demersuri atât prin Agenția Națională de Locuințe, cât și prin Ministerul Dezvoltării, care finanțează construcția de locuințe sociale, similare celor pe care le-am construit în zona Ciocârlău. Și care vor sunt proprietatea domeniului public. Sigur că da, toate sunt transmise se după închiriază la execuție. Preț de la prețul mic pentru cazurile exact sociale. Da, sigur că da. Întreb pentru că în cazul locuințelor ANL, oamenii continuă să se plângă de prețul la care ar trebui să cumpere. Să le cumpere. Da, acestea sunt prețurile rezultate. Asta e o problemă, într-adevăr. Adică ANL-ul ăsta este așa cineva din afară care vine și construiește, dar din păcate în momentul în care se pune problema vânzării, totuși prețurile, sunt oameni care se plâng și de calitatea materialelor interioare. Da. Nu e treaba primăriei cum construiește ANL-ul, treaba primăriei este doar să gestioneze popularea și utilitățile. În ceea ce privește calitatea materialelor folosite și, în general, lucrarea în general. Aceasta este prevăzută prin hotărârea de guvern. Sunt standarde de cost din care reiese un preț pe metru pătrat de construire. Deci, inclusiv discuțiile cu reprezentanții Agenției Naționale de Locuințe, de când se fac contractele, licitațiile, nu este impus în preț, la preț pe metru pătrat, iar, bineînțeles, și materialele respective care sunt de calitate, dar vreau să spun, nu poți să pui marmură sau alte și materiale scumpe, fiindcă ele trebuie să încadreze într-un preț în standardul de cost introdus prin hotărâre de guvern. Dar ca să discutăm în ultimele două minute, bine, mai păstăm un minut pentru ce considerați dumneavoastră că mai e important de spus, să încheiem discuția asta, are primăria calitatea de a pune în discuție dacă e bine sau nu construit un bloc ANL? Adică puteți să comentați asta sau nu aveți nicio legătură? Pentru că oamenii întreabă, domne, ce ne-a făcut acolo la ANL? Unii se plâng. Aveți posibilitatea să spuneți ANL-ului aici ar trebui așa sau nu? Nu, bineînțeles că blocurile sunt recepționate la final, în care în comisia de recepție. Da, oricum nu intră în proprietatea dumneavoastră. Dar am avut multe cazuri în care am, în calitate de reprezentanți în comisia de recepție. Comisia de recepție. Dar câți aveți reprezentanți? Doi sau trei reprezentanți, din în funcție de cum ne solicită. Șapte reprezentanți. A, deci oricum nu sunteți majoritari. Nu, dar ați avut puncte de vedere. Când s-au semnalat probleme, s-au făcut obiecțiuni procesul verbal de recepție, obiecțiuni care a trebuit automat să fie remediate problemele. Remedierile rezolvate până la stingerea acelui. E bine atunci. Aveți un control cât de cât asupra problemei? Sigur că dacă până la urmă suntem beneficiarii investiției, chiar dacă nu suntem noi investitori, și mai sunteți ANL, și suntem beneficiari și bineînțeles că în cazul problemelor cetățenii tot către tot la noastră se îndreaptă. Mai avem un minut din emisiune și am să vă rog să ne faceți așa o vedere generală sau cele mai importante lucruri care ar mai putea fi spuse într-un minut pe scurt. Legat, ca să revenim la subiectul emisiunii privind investițiile aflate în derulare, bineînțeles că sunt o serie de alte investiții, pornind de la infrastructură sportivă, cum ar fi stadionul municipal, lucrare care se va termina în această toamnă. Practic,
obiectul principal. Construcția propriu-zisă a stadionului este realizată în proporție de 95%. Ca urmare a discuțiilor purtate cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării și a investitorului, Compania Națională de Investiții, ca acestea să preia finanțarea și pentru amenajările exterioare. Întreaga zonă din jurul stadionului va fi o zonă de promenadă, pavată, cu mobilier urban și... Așa cum am spus, cheltuielile privind finanțarea acestor lucruri va fi preluată tot de către Compania Națională de Investiții. Parcarea subterană și supraterană, care cumulează aproape 300 de locuri. Cum se va parca acolo? Poate oricine să vină să parcheze sau trebuie să aibă treabă în zona acolo la stadion? Adică mă duc la magazinul de haine din incinta stadionului? Cu excepția meciurilor de fotbal, unde după normative au fost în parcarea subterană stabilită numărul de locuri după normele UEFA și după nivel de clasificare al stadionului, fiindcă este clasificat la nivelul 4 al UEFA, ceea ce înseamnă posibilitatea de desfășurări de meciuri de cupe europene până la nivelul semifinalelor inclusiv. Dar, așa cum am spus, în afara meciurilor, deci practic pe parcarea toată perioada, e parcare publică, care poate fi amenajată, bineînțeles, cu plată, este cu sistem automatizat de intrare-ieșire din parcare, se va stabili de către... Adică vor fi și locuri libere. Consiliul local se va stabili modul, procedura și inclusiv prețul de tichetului de intrare. Mă gândeam la stadion că dacă e atât de bine cotat, poate reușim să-l și închiriem pe viitor. Avem voie, este, nu? Până la urmă este o construcție care crește prestigiul orașului. Este amplasată și în zona adiacentă zonei protejate a Ansamblului Monumental Calea Eroilor. Poate vom avea și echipe care să corespundă. Sperăm, sigur că da. Dar să îl închiriem, avem voie? Asta e întrebarea mea. Asta va decide... Dacă tot e de nivel atât de înalt... Asta va decide Consiliul Local. Sigur că da. Categoric. Bineînțeles, pentru anumite evenimente. O închiriere... Nu, eu mă gândeam la meciurile europene. Nu neapărat evenimente culturale, că da, se mai închiriază. Sunt și formule prin care, bineînțeles, vă dați seama să vină toate echipele din Europa să joace la noi, ce bine ar fi. Da, se pot organiza și alte evenimente culturale pe cu condiția să fie întreținut gazonul. Da, bineînțeles, exact. E foarte important. Și o serie de alte investiții. Pregătim deja proiectele pentru axa 4, așa cum am spus, proiectul de transport în comun, care e completat tot pe axa 4 de un alt proiect privind unele zone marginalizate, de realizarea unor investiții în zone marginalizate, de asemenea unei baze de agrement de aproximativ 6 hectare, situată în zona Narciselor, pe care am menționat-o, zona unde elaborăm planul urbanistic zonal, unde pe lângă construcția celor 50 de blocuri, se vor realiza și alte investiții, spații verzi, zonă de agrement, aceasta de 6 hectare, care poate fi finanțată în cadrul programului european. Mai avem extinderea cimitirului, fiindcă un bazin olimpic care e prevăzut un bazin olimpic și pe această zonă. Fiindcă este prevăzut o bază sportivă cu terenuri de tenis, basket, un bazin de not, precum și alte edificii social-culturale. Foarte bine. De utilitate publică. Să ne dezvoltăm, deci, dragi telespectatori, să fie Târgu Jiu un oraș primitor pentru toată lumea, pentru turiști, pentru noi, să ne simțim bine în el. Și bineînțeles, ca să nu uit, poate principalul proiect, cel mai important proiect, modernizarea și reabilitarea zonei protejate a Ansamblului Monumental Calea Eroilor, este vorba de acest proiect. Categoric am vorbit de multe ori, care am avut pe domnul Doru Strâmbulescu. Avem documentația pregătită, am făcut solicitările de finanțare, apreciem că din primăvară vor începe lucrările pe primul tronson. Vă urez succes!
Dragi telespectatori, emisiunea Panoramica, Ora Soienescu sunt eu, suntem la final. Raul Chiriac, șeful Serviciului Investiții al, din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, fost invitatul meu și o să mai vină și dumnealui și alți colegi ca să ne țină la curent cu ce se face cu banul public în Târgu Jiu. Mulțumesc pentru și eu vă mulțumesc pentru prezență și dumneavoastră pentru atenție. La revedere!